18 noiembrie Ca să fii un vas ales Scoateți gura din argint și argintarul va face din el un vas ales. Proverbele 25 cu 4 În lume veți avea necazuri, spune Hristos. În mine însă veți avea pace. Încercările la care sunt supuși creștinii, când trec prin întristări, nenorociri și bagiocuri, sunt mijloacele hotărâte de Dumnezeu pentru a despărți pleva de grâu. Mândria noastră, egoismul, pasiunile rele și iubirea de plăceri lumești, toate trebuie biruite. De aceea Dumnezeu ne trimite strâmtorări pentru a ne testa și dovedi și a ne arăta că acele rele există în caracterele noastre. Trebuie să biruim prin tăria și harul său pentru a fi părtași la natura divină scăpând de stricăciunea care există în lume prin poftă. Mărturii pentru Comunitate, volumul 3, pagina 115 Alege dreptatea cu orice preț. Să urmezi cu scumpătate dreptatea, ca să trăiești și să stăpânești țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Deuteronom 16 cu 20 Predica cea mai mare în primirea și vestirea adevărului este faptul că aceasta implică neplăceri și batjocură. Acesta este singurul argument împotriva adevărului, pe care apărătorii lui nu l-au putut contrazice. Dar lucrul acesta nu i-a făcut pe adevărații urmașii lui Hristos să se clatine. Ei nu așteaptă ca adevărul să devină popular. Fiind convinși de datoria lor, ei primesc de bunăvoie crucea. Trebuie să alegem dreptatea, pentru că este drept, și să lăsăm urmările pe seama lui Dumnezeu. Bărbaților de principiu, de credință și de curaj, lumea este în mare măsură îndatorată pentru reformele ei mari. Prin astfel de oameni trebuie dusă mai departe lucrarea de reformă pentru timpul acesta. Tragedia veacurilor, pagina 460.